Este ora 11, bună ziua, după caniculă vin vijeliile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi și chiar căderi de grindină, care sunt zonele vizate, ne spune acum în direct de la ANM Raul Ilea, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua, ce date aveți și ce zone sunt vizate? Bun găsit tuturor! Da, cum spunea și dumneavoastră, instabilitatea atmosferică temporară accentuată în jumătatea nord-estică a țării, cu alte cuvinte, un cod galben valabil de la ora 10 până mâine dimineață la ora 6 pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, mare parte din Muntenia și local la munte, perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, fenomene mai severe de instabilitate atmosferică se vor regăsi în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu rafale, vântul în general de 70-80 de km pe oră, pe arii restrânse vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Cantitățile în aceste zone de apă vor fi de 35-40 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Ce ne puteți spune despre zilele următoare? Am scăpat de caniculă? În zilele următoare, da, într-adevăr, față de astăzi, o încălzire a vremii pe partea de sud-est, cu valori care nu vor ajunge la pragul caniculei, adică valori de 35 de grade, însă vreme călduroasă aici pe partea de sud-est a țării, unde maximele se vor situa între 31 și 33 de grade în general. Da, ce vești sunt pentru capitală? Sunt așteptate ploi și aici? Da, astăzi pe parcursul zilei așteptăm și aici averse, descărcări electrice, intensificări de vânt și, de ce nu, poate și vijelii și grindină. Pentru cei care în weekendul acesta sunt pe litoral, au programat concediu săptămâna următoare, care sunt veștile? Veștile sunt ceva mai bune pentru zona litoralului, except în ziua de astăzi, bineînțeles, cum spuneam, un cod portocaliu în vigoare, inclusiv pentru zona litoralului, dar de mâine încolo fenomenele de instabilitate se vor restrânge și ca intensitate și ca zonă. Da, și acolo temperaturile vor rămâne într-o zonă de confort termic? Valori mai coborâte decât în mod normal pentru această perioadă, iar apa mării undeva în jurul la 21 de grade. Vă mulțumesc foarte mult, Raul Ilea, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Vă reamintesc așadar că după caniculă vin vijeliile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare tip cod galben, una cod portocaliu. Ar trebui să ne așteptăm la instabilitate atmosferică, sunt așteptate ploi și chiar căderi de grindină. Mergem mai departe. Seceta din sudul țării a pus la pământ hectare întregi de culturi de cereale, în timp ce ploile abundente din vest au scăzut calitatea produselor. Agricultorii spun că anul acesta nu-și vor scoate nici măcar investițiile, iar asta va face ca, la raft, alimentele să fie tot mai scumpe. O producție mai mică de porumb înseamnă prețuri mai mari la mălai, care s-a scumpit deja cu 10% în ultimul an. Situația e la fel și cu floarea soarelui, cel puțin în zona Bărăganului, unde cultura este uscată și nedezvoltată. Creșterea prețului e influențată pe termen scurt și de faptul că Rusia a rupt acordul cu Ucraina privind exportul de cereale pe Marea Neagră. Alături de mine, în platou, Cezar Gheorghe, un analist cu o vastă experiență în piața cerealelor. Vă mulțumesc, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, vă mulțumesc. Și prin telefon, analistul economic Constantin Rudnitski. Vă mulțumesc de asemenea, domnule Rudnitski. Bună ziua, mulțumesc și eu. Domnule Gheorghe, la ce să ne așteptăm în privința prețului cerealelor? Trebuie să înțelegeți că lucrurile sunt foarte bine împărțite. Cu alte cuvinte, dacă în România nu se face porumb, nu înseamnă că în altă parte din lumea asta nu se face porumb de asemenea. Ceea ce se întâmplă în România acum este practic o repetare sau o reeditare a anului 2022, când seceta și valul acesta canicular care a staționat deasupra României efectiv a distrus cultura de porumb și implicit a determinat scăderi foarte mari în ceea ce privește cultura de floarea soarelui. Dar asta nu are de a face cu prețul. Ca să înțelegem foarte clar, prețul este un fundament de bază care se aplică acestor mărfuri la nivel global. Noi suntem un actor global la rândul nostru, iar suferim sau, să zicem, beneficiem la rândul nostru de această conjunctură. În ceea ce privește astăzi statusul de preț, trebuie să înțelegem că porumbul, da, se află pe un palier de preț, pe un nivel de suport, ca să spunem așa, decent, în jurul valorii de 190-195 de euro pe tonă, ceea ce practic cauționează într-un fel sau altul recolta la nivel global.
Încă o dată vă repet, Statele Unite efectiv înnoată în porumb, Ucraina va înnota în porumb la rândul ei, da, cu toate că ei au poveștile lor și drama pe care o trăiesc, dar nu peste tot în Ucraina, trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru și vor genera circa 27 de milioane de tone, astfel că porumb va exista. Da, România nu va fi atât de mult porumb, dar ne vom asigura necesarul pentru piața internă și subliniez asta foarte clar. Astăzi, dacă ar fi să observăm o prognoză, vom avea între 11,5 și minim 10 milioane de tone, ceea ce ne conduce cu gândul că 3,5-3,8 milioane de tone ne sunt suficiente pentru consumul intern. Sporirea prețului la raft, da, are cauze multiple. Odată, conflictul din bazinul Mării Negre și doi, da, lipsa aceasta de, să zicem, de previziune în ceea ce privește porumbul, pentru că există o spirală inflaționistă a prețului. Cumpărătorul vrea să cumpere, vânzătorul fermier nu vrea să vândă, normal în momentul acesta, pentru că nu știe cât va scoate și nu va dori să fie în poziția în care să nu-și onoreze contractul, iar acest lucru determină ridicarea prețului, dacă vorbim clar despre porumb în acest moment. Da, spre ce anume vă îndreptați mai întâi atenția când vorbiți despre factori care ar putea genera creșteri de preț? A spus că factorii sunt multipli, atât da, intern cât și extern. Seceta sau producția sub așteptări sau războiul din Ucraina? Trebuie să cauționez ceea ce a spus dumneavoastră și ați enumerat foarte bine. Primul factor în fundamentele globale este întotdeauna vreme, la nivel global. Da? Dacă nu se face în România, se face în altă parte. Dacă nu se face nici în România, nici în altă parte, automat îți urcă prețul. După aceea vine acea condiție pe care bine ați enumerat-o, da? Și vorbim despre conflictul din bazinul Mării Negre. Însă trebuie să-l diseminăm un pic, să-l despărțim de complex, pentru că în bazinul Mării Negre, esența este grâul. Rusia face enorm de mult grâu, Ucraina face grâu la rândul ei și amândouă agregate, da, pot conduce către un 40% din comerțul global cu grâu. La porumb, în schimb, Statele Unite și cu cele două țări sud-americane, Brazilia și Argentina, sunt generatorii principali de volume de porumb. Uniunea Europeană este un importator net, da, și anul ăsta are o mare problemă, iarăși, pentru că avea o prognoză de 62 de milioane de tone și au ajuns la 58 de milioane, iar Ucraina va suplini doar o parte din acest necesar de import al Uniunii Europene, restul venind firește din originile Statele Unite, Brazilia, însă cu derogări, pentru că acolo se cultivă porumb modificat genetic. Dar foarte bine ați enumerat, încă o dată, repet, factorii care destabilizează sau fac ca prețurile să urce, să coboare. Asta se numește volatilitate în piață și volatilitatea asta este dată de vreme, de geopolitică, de burse, da, pentru că fondurile de investiții lucrează acolo în permanență cu singurul gând clar și scop definit să obțină profit. Și toate acestea agregate într-un creuzet compun un puzzle care în fiecare zi îl spargi, îl dai de pământ, îl iei și iarăși îl faci. Da, ceea ce așteaptă telespectatorii de la noi este să le dăm răspunsuri vis-a-vis de produsele pe care ei le găsesc la raft. Se vor scumpi sau nu? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și da, trebuie să înțeleagă telespectatorii că produsele se vor scumpi, pentru că odată materia primă scumpită, care are o pondere în procente din produsul finit, va avea, să zicem, un nivel mai mare de preț, iar procesatorii, ca să ne înțelegem iarăși, nu au menirea și nici misiunea de a fi comercianți sau depozitari. Ei cumpără pe, să zicem, trimestru, da, la 3 luni, stripe se numește tehnic, și se acoperă. Și ei exact flotează odată cu piața. Scade, crește, scade, crește. Ei vin acum pe o creștere, pentru că această criză a cauzat o creștere în bazinul Mării Negre a prețului, nu numai la nivel local, ci la nivel european și global. Iar da, asta se va vedea la raft. Inclusiv costul energiei. Vedem cum petrolul a crescut pentru că domnii din Arabia Saudită, conducând OPEC-ul, da, au spus că vor tăia voluntar 1 milion de barili începând cu luna precedentă și vor continua și luna următoare pentru a susține nivelul de preț. Și între 75 și 85 de dolari cât este barilul de țiței astăzi, având o diferență care se va incrementa absolut în costul de procesare. Da, îl introducem în discuție pe analistul Constantin Rudnitski. Vă mulțumesc, domnule Rudnitski, că sunteți alături de noi. Mulțumesc și eu, bună ziua, încă o dată. Vedeți, ne-a dat domnul Cezar Gheorghe diverse indicii care duc în ideea creșterilor de preț, atât din zona cerealelor, din zona carburanților, într-un context în care întreaga opinie publică a fost inflamată de speranța că vor fi salvați de marea ieftinire. Cum vedeți lucrurile? Păi avem acum câteva, mă rog, elemente legate de această ordonanță care a început să se aplice de la 1 august. Ceea ce cred că trebuie să înțelegem este că nu neapărat premierul Ciolacu verifică prețurile, chiar dacă l-am văzut pe Marcel Ciolacu intrând în câteva magazine sau într-un magazin, am
înțeles exact. Și, mă rog, s-a uitat un pic la prețuri. Foarte bine, în cazul de premier poate să facă acest lucru, dar nu este cel mai bun indiciu pe care îl avem, pe care îl poate da premierul. Și anume, trebuie să vedem, pe de-o parte, acest observator al prețurilor care există pe site-ul Consiliului Concurenței, să vedem dacă el ne arată o scădere a prețurilor la anumite produse și mai ales să înțelegem că această scădere, dacă apare, este extrem de limitată, în sensul că sunt doar câteva produse, sunt 14 produse pentru care se aplică această, hai să spunem, plafonare a adaosului comercial. Deci cred că doar la acele produse eventual putem discuta despre o scădere a prețului sau de eventual de păstrare a aceluiași preț și am văzut în acest sens și câteva supermarketuri care au afișat efectiv, mă rog, scăderile de prețuri sau, mă rog, mai degrabă într-o campanie de marketing au afișat faptul că la anumite produse sunt scăderi de prețuri. Sigur că, și imediat închei, în calitate de consumator, unor e foarte dificil să vezi dacă prețurile au scăzut într-adevăr, în sensul că nu fiecare dintre noi stăm să facem o comparație cu prețul care era înainte de 1 august și care este acum după 1 august. Deci, din acest motiv, instrumentele, să le numim științifice și de cercetare, sunt cele statistice și cele legate de observatorul prețurilor. În rest, lucrurile sunt subiective, cum le putem numi, și pot să depindă de la un magazin la altul, de la un consumator la altul, în felul în care el vede și în felul în care el simte această piață. Da, plafonarea prețului la alimente la raft a dus, de altfel, la dispariția unor produse de bază. Acest fapt se datorează faptului că un producător nu poate produce un singur tip de produs, spun specialiștii. Dacă ar face asta, ar pierde și mai mult, pe lângă pierderea cauzată de ordonanță. Iată. Acum două zile eu am făcut cumpărături dintr-un hipermarket și nu am găsit lapte de 1,5%. Lucrul ăsta se va întâmpla în continuare. Produsele, o parte din produsele care există pe lista ordonanței nu se vor mai găsi. Și vă și argumentez de ce. Pe de o parte, fiecare producător are un plan de afaceri și produce în fiecare lună pe linie ceea ce consideră că îi aduce profit. Nu poți să-l oblig pe omul ăsta să producă numai lapte de 1,5 timp de o lună. Pentru că atunci, pe lângă scăderea de preț pe care o cere ordonanța, va pierde și mai mult. Sindicaliștii din domeniul alimentar consideră că ideea ieftinirii alimentelor de bază este bună, însă implementarea lasă de dorit. Hipermarketul probabil că va declara că nu a mai primit produsele respective și nu se găsesc la raf, iar producătorul va spune foarte clar: domnule, eu nu pot să produc nici lapte de 1,5, nici pâine simplă de 300 de grame albă timp de o lună de zile. Eu am și alte specialități pe care le produc. Nu pot să pierd non-stop. Ideea și propunerea de a reduce prețurile este foarte bună. Diferența dintre propunere și realitate este foarte mare. Și ea nu se poate realiza. Au scăzut unele prețuri. Da, cu 2-3 bani. Nici de cum cu 20% la comerciant și 20% la producător. În plus, politicienii fac declarații fără să știe ce se întâmplă pe teren în realitate, mai spun sindicaliștii. Ministrul Agriculturii acum două zile a declarat că prețurile au scăzut cu 50%. Eu am spus că ministrul Agriculturii nu știe ce se întâmplă pe teren. Și vă dau un exemplu, domnule senator. Când ministrul Agriculturii a apărut la televizor și a spus că prețul unui kilogram de făină este de 400-500 de ori mai mare la raf decât în realitate și a plecat de la exemplu că un kilogram de gru costă 1 leu și un kilogram de făină costă 4 sau 5 lei la raf, înseamnă că nu știe agricultură. Dintr-un kilogram de gru nu poți să faci un kilogram de făină, iar între gru și raf există procesare, există salarii, există transport, există cheltuieli ale comerciantului. Da. Domnule Cezar Gheorghe, ce părere aveți despre faptul că unele dintre produsele aflate pe această listă sunt deja de negăsit? Păi trebuie să spun realitatea. Domnul Frumosu are mare dreptate.
Pentru simplu motiv că în afara unor declarații, să zicem, cu iz foarte puternic politic vis-a-vis de această scumpire sau pseudo-ieftinire dată la rafturi, nimeni nu a dat atenție anumitor parametri. De exemplu, un procesator, da, poate are, nu știu, e digitalizat, e performant, e modernizat și are costuri mai mici. Da, altul poate nu, poate lucrează cu mai multă forță de muncă, are multe, mai multe cheltuieli cu costurile, cu angajații, cu energia. Și nu poți să faci o diferență între aceste lucruri. Mai mult decât atât, aș spune că ceea ce este scris în această ordonanță e un pic eronat, pentru că un procesator nu are marge comercial, nu, el are marge de procesare, pentru că el ia o materie primă și o transformă. Și mai mult decât atât, să pui un prag, un nivel la aceste produse, iarăși este... frumoasă ideea, da, logică, dar rămâne populistă într-adevăr, pentru că nu ai argumente tehnice care să te conducă pe acest traseu, mai ales că a fost făcută într-o mare grabă, doar de dragul de a fi făcută. Iar comparații cu 1 leu și 5 lei, da, într-adevăr, nici eu nu susțin asemenea declarație, pentru că dau dovadă de lipsă de tehnicitate și de cunoștință. Da, care a fost diferența dintre ideea bună pe hârtie și deficiențele de implementare despre care vorbiți dumneavoastră? Ce a lipsit pentru ca punerea ei în practică să genereze efectele pe care și le doreau politicienii? Deci aceste efecte pe care și le doreau politicienii trebuiau, să zicem, completate toate cu vreme înainte sub forma unei viziuni și, repet, unei viziuni pe domeniul agriculturii. Pentru că nu poți să vii peste noapte să spui că tu ieftinești produsele. Nu, n-ai cum. Trebuie să faci un proiect, un program în care să aduci tehnicienii, să-i pui la masă, să-i pui la lucru, astfel să-ți convergă ideile de pe fiecare, să zicem, segment al lanțului, de la producător până la retailer. Pentru că așa se construiește în mod clar. Altfel, tu nu vei face decât să pui o hârtie, da? Și fiecare la rândul lui va încerca logic că este legal. Da? Nu poți obliga o firmă să nu facă profit. Da, este o entitate juridică și are scopul declarat să facă asta. Nu. În schimb, dacă tu le ordonezi frumos, pe paliere, pe segmente și fără să dăm prea multe detalii, căci încă, și repet, încă de pe vremea ministrului Daia, propunerea mea este acolo pe tablă scrisă pentru fiecare segment, carne, lapte, cereale, oleaginoase și legume, fructe, nu o să rezolv nimic. O să se întâmple, o să fie ambifată și pe asta și merge mai departe. Iar puterea de cumpărare a populației firește scade, vedem puseile inflaționiste care nu sunt vina neapărat, să zicem, a României. Asta se întâmplă la nivel global când se tipăresc bancul nemiluita, se aruncă în piață. Da, a dat exemplu domnul Frumosu cu laptele, da, de 1,5 care curând va dispărea de pe piață. Domnul Rudnitski, vă rog. Au scăzut prețurile cu 2-3 bani, spunea și domnul Frumosu de la Sind Alimenta, dar nu cu 20%. Care e diferența dintre propunere și realitatea despre care vorbesc jucătorii din piață? Da, repet, toată aprecierea pentru domnul Frumosu, n-a spune că răsul e Institutul de Statistică, adică nu-mi dau seama dacă el are, sau sunt sigur că nu are toate datele, adică dacă dânsul spune că 2-3 bani la anumite produse, n-aș spune că lucrurile stau așa în toată realitatea sau pentru toate produsele, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că soluțiile au fost luate în vizor de mai mult timp. Unii cred că era nevoie de ordonanță, alții cred că nu. Eu mă uit la modelul francez, ca să vă dau un exemplu. Acolo supermarketurile, sigur, probabil după o discuție și o înțelegere cu guvernul, au făcut o serie întreagă de campanii de marketing, astfel încât, de exemplu, marile rețele comerciale aveau la un moment dat o ofertă de tipul 100 de produse cu 100 de euro. Adică puteai să cumperi aceste produse cu numai 100 de euro. N-am văzut o campanie de tipul acesta în România, dar, repet, ele nu vreau acolo dintr-o lege, deși s-a discutat și pe această temă, dar nu s-a convenit că nu o lege sau o ordonanță este eficientă, ci pur și simplu, hai să spunem, o înțelegere comercială. De aici, o înțelegere comercială în care avantajele de partea supermarketului să fie care? De exemplu, erau următoarele. Puteau să câștige din volum, pentru că o astfel de campanie de marketing îți aduce mai mulți cumpărători, pe de o parte. Pe de altă parte, multe dintre aceste produse care intrau în acest coș erau așa numitele produse ale supermarket, produse, să zicem, interne, da? Deci mulți proprii, cum numesc ele. La mărcile proprii
poți jongla altfel cu producătorii, cu procesatorii și cu profitul. Adică poți să obții un mic profit sau un profit oarecare din această negociere. Pe de altă parte, și închei, statul putea avea la îndemână o pârghie, și anume reducerea taxelor sau impozitelor sau TVA-ului. Era o soluție care putea fi agreată cu Comisia Europeană, ea putea fi aplicată pe lanț, dar sigur că văzând situația bugetului... Era momentul, domnule Rudnitsky, pentru reducerea TVA-ului? Și aici sunt multe opinii. Pentru consumatori ar fi fost momentul. Pentru buget nu, pentru că iată vedem acum în ce situație se află bugetul, adică iată avem un deficit foarte mare. Și atunci, sigur că din acest punct de vedere și probabil că din acest motiv nu s-a aplicat această metodă, această măsură, nu se putea face din punctul de vedere al bugetului, știți? Dar acesta este prețul pe care îl plătim pentru anii anteriori în care România a risipit foarte mult la nivel bugetar. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, poate se putea aplica această metodă, deși cum e... Nici anul pe unul știm că e o metodă infailibilă, adică poți să scazi TVA-ul și prețul să nu stai pe nivelul la nivelul de TV, dar da. Controlul consumatorului era mult mai precis. Da, în timp ce românii caut aceste ieftiniri la rafturi și nu prea le găsesc, Marcel Ciolacu a mers să vadă cu ochii lui efectele legii prin care 14 alimente de bază alese după sprânceană s-au ieftinit. Premierul s-a arătat mulțumit de cele găsite într-un hipermarket din capitală și a anunțat că va cere controale pentru ca toate magazinele să aplice reducerile. Premierul Marcel Ciolacu a căutat într-un hipermarket din sectorul 4 reducerile valabile de la 1 august la cele 14 alimente de bază. Liderul PSD s-a arătat încântat de faptul că măsura intrată în vigoare la începutul lunii și-ar fi făcut simțite efectele. Protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii, cei mai afectați de inflație, a fost primul obiectiv vizat odată cu preluarea guvernării. De aceea m-am bucurat să văd că ordonanța de urgență privind limitarea adaosurilor comerciale la produsele de bază începe să-și producă efectele, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu. Liderul PSD a mai spus că cele mai mari scăderi de prețuri sunt la cartofii noi, apoi la pâine, telemea, făină și mălai. De asemenea, Ciolacu a dat asigurări că toate autoritățile cu competențe de control vor verifica în toate magazinele ca actul normativ să fie corect aplicat, astfel încât prețul coșului zilnic al fiecărui român să fie redus. Da, domnule Cezar Gheorghe, cât de mari speranțe să-și pună românii că vor continua aceste ieftiniri la cele 14 alimente selectate? Haideți să vă dau niște indicații macro. Suntem în Uniunea Europeană și se numește libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Da? Cu alte cuvinte, putem noi să facem ceea ce dorim, atât timp cât vor veni, să zicem, pe alte filiere produse care vor competiționa cu produsele noastre, noi nu avem ce face și asta îndemn lumea să se uite foarte bine în viitor. Să spun în caz, mă bucur că o să cumpăr, nu știu, uleiul cu un leu mai ieftin, da? Viitorul ne rezervă altceva și sunt stupefiat că ăsta este cuvântul de tăcere a autorităților române în toate aceste spețe. Ce se va întâmpla în următorii 2-3 ani? Păi e foarte simplu. Deja, procesatorii din Ucraina ocolesc unitățile de procesare din România, da? Nici nu mai vin cu materia primă prin România ca să proceseze în România, merg direct către hipermarketuri. Cu alte cuvinte, pe tot lanțul acesta care îl avem, fermier, unități de procesare, se va produce un colaps. Va fi distrus, efectiv, acest fragil sistem, da, de hrană și hrănire a României. Ucraina are 42 de milioane de hectare arabile, ca să înțelegeți ce putere poate să fie. Și în momentul de față, da, prin aceste mărfuri, să spunem, foarte ieftine, ei invadează Uniunea Europeană, că polonezii raționează foarte bine. Noi nu raționăm, noi tăcem că e mai bine. Da? Iertați-mi butada, suntem ca moromeții. Bă, vă, nu vă spui că voi sunteți proști, nu știți să vă țineți gura. Aca cocoșilă, că asta spunea el. Noi ținem liniște, nu spune nimeni nimic, cu toate că autoritățile sunt slujba noastră, da? Și ar trebui să ne informeze, să ceară păreri, să ceară opinii, în timp ce băieții își fac de cap, efectiv, da? Prin România. Iar
Credeți că ei vor fi tentați să vândă, să zicem, mai ieftin decât să produce în România? Nu cred. Ei vor vinde la același preț și ușor, ușor ne vor lua locul în piața internă. Și va putea atunci guvernul să spună ce vrea el, să dea oricâte ordonanțe va dori pe aceste ieftiniri, că nu va mai avea cui să le dea. Da? Pentru că va distruge efectiv, să o numim așa, securitatea și siguranța alimentară a României. Efectiv, asta se va întâmpla. Lucrurile se duc și mai departe de atât. Și folosesc prilejul să vă spun că deja noi, România, țara asta așa de frumoasă, așa de predictibilă, sustenabilă, stâlpul NATO în bazinul Mării Negre, suntem capturați efectiv de Ucraina. Noi nu înțelegem lucrul ăsta, toți să ajutăm Ucraina, dar oameni, vă ajutăm. Dar vreau să-mi protejez și eu interesul meu național în ceea ce privește hrana și hrănirea populației. Pentru că în acest moment trebuie să înțelegem foarte clar lucrurile. În Constanța, da, în Constanța sunt doar două locuri de ancoraj. Și ei vin cu navele lor, cu macarale plutitoare și încarcă mărfurile, pe noi ne scot din joc efectiv. S-au instalat acolo fără probleme, da, și noi nu facem nimic. Iarăși la nivel de discuții, la nivel de grupuri de lobby extrem de agresive. Credeți că cineva cumpără din Ucraina marfa aia și face lobby pentru ea? Credeți că Ursula von der Leyen o duce acasă sau domnul Macron? Nu, nici de cum. Sunt comercianți care fac un lobby extrem de agresiv și voar culoare separate pentru 3-400 de camioane ucrainene să vină în portul Constanța, domnule, dă încolo pe români. Da? Deci comercianții fac lobby-ul ăsta, iar noi vom fi scoși ușor, ușor, pentru că suntem efectiv capturați logistic în acest moment de fenomenul Ucraina. Și nu putem să-i facem față, pentru că nu știm să cerem soluțiile tehnice și suntem foarte sfioși. Păi dacă tot ați dat voie ucrainenilor să vină la ancoraj în portul Constanța, întreb eu cu multă decență, de ce n-ați dat voie fermierilor, domnule ministru al transporturilor, să le dați un terminal, un loc în portul Constanța, să-și facă și un terminal de cereale, da? Să-și exporte singur marfa, cum doresc ei. Pentru unii se poate, pentru unii se poate. Deci revenim la idee. Fermierul, pentru că vine marfa ieftină, automat va fi băgat în faliment. Pe lanț, procesatorul la rândul lui va fi băgat în faliment pentru că va fi ocolit prin produsele procesate ucrainene. Până acum un an se bucurau chiar și procesatorii. Că venea marfă ieftină din Ucraina, nu se mai uitau la marfa românească, că de, logic, trebuie să faci profit. Acum stau și se uită cum sunt ocoliți efectiv, pentru că marile concerne din Ucraina vând direct marfă către hipermarketuri. Cu etichetele alea frumoase care le vedeți pe ele, trebuie să știți că în sticlă e ulei ucrainean, da, și marfă ucraineană, peste tot. Pe termen lung, cum va lăsa această situație piața din România? Pe termen lung, nouă ne trebuie un om cu o viziune, dar nu politician, ca să mă înțelegeți bine, nu avem nevoie. Politicianul să-și facă politica, nicio problemă. Ne trebuie un om cu o viziune, un om de stat care să declanșeze viziunea asta pentru agricultura și hrana populației. Asta care mai este în România. Pentru că România are toate șansele să fie înglobată și luată în vârtejul acesta și efectiv să fie distrus tot acest fragil sistem de hrană. Uitați-vă și vă dau un singur exemplu și nu sunt dramatic. Egiptul, super țară, super mare, au canalul Suez, mor de foame, sunt subjugați. Când o țară ajunge dependentă de hrană, da, să-i fie dată hrana, are o mare problemă. România astăzi încă se târie de colo-colo. E adevărat că și masa fermierilor sau, să zicem, nu doresc, să zicem, o asociere, un spirit ăsta antreprenorial în care să fie asociați pe lanț, să creeze sisteme de depozitare, procesare, distribuție internă și externă, da, cu branduri, să zicem, nu multe, dar câteva recunoscute acolo, da, și asociate cu numele de România. Nu doresc nici ei asta încă. Când spuneți că România încă se târâie, la ce capitole încă stăm bine și care sunt în pericol? Dacă vorbim de capitolul de stat bine, trebuie să înțelegeți că avem procesarea, e ok, e în regulă în România. Și vorbesc aici simplu despre grâu, vorbesc despre produsele oleaginoase. Procesarea stă foarte bine. Este modernă, este tehnologizată. Ceea ce ne lipsește nouă în acest moment este o, să zicem, crearea acestui lanț sau acestui nod logistic prin care România să devină nodul de procesare, nodul logistic, nodul de depozitare. Păi mă, prieten, haideți, veniți în România, procesați în România tot, da? Domnul fermier român, te rog frumos, asociază-te, că ai mai multă putere. Am învățat la fizică. Am învățat la fizică un lucru foarte simplu. Volumul creează presiune. Asociază-te în ferme de, nu știu, 50-100 de mii în cooperative de hectare și să vezi ce putere de negociere și de predictibilitate vei avea tu atunci. Tu la nivel micro, la tine acolo, da? Am o
propuneri pentru tine. Fă-ți un mic tabel în Excel, nu mai sta cu caietul și cu pixul în care să înregistrezi cheltuielile pe fiecare hectar, că altfel în fiecare an vei plânge că nu faci bani. Normal că nu faci bani dacă nu știi să te structurezi, să ții un cont de cheltuieli, să spui o marge operațională pe care vrei să o câștigi, da, la sfârșit, marginea financiară, 20%, 30%, cât vrei tu, și să stai să aștepți prețul cel mai mare, care întotdeauna îl afli după ce a trecut, că a fost prețul cel mai mare, nu se întâmplă absolut nimic. Și cam astea sunt pașii și etapele. Norocul nostru, și o spun foarte onest, e că vin generații noi de fermieri din spate. Vin copiii fermierilor și încep să preia afacerile părinților. Și tinerii ăștia au altă sclipire în ochi, au un apetit pentru cooperare, pentru dezvoltare, pentru digitalizare. Copiii ăștia vor fi practic cei care vor face frontul de acum înainte, cu speranța că și ei vor înțelege și nu vor prelua metehnele bătrânești, care lasă-mă că știu eu mai bine cum trebuie să fac, da? Și vor înțelege că trebuie să se asocieze ca să aibă putere. Da, Constantin Rudnitsky, ce să înțeleagă cei care ne privesc, consumatorii, despre viitorul produselor de pe piața autohtonă, contextul geopolitic actual și ce perspective ar fi pentru toamna viitoare? Doar câteva idei. Mi-aș fi plăcut, de exemplu, ca exercițiul de imagine al domnului Ciolacu să fi fost în felul următor, să se fi dus pe 31 iulie cu, cum ziceam, cu un creion și o hârtie, mă rog, un calculator, cu ce vrea dânsul, să noteze prețurile pe 31 iulie și apoi să vină cu în 1 august din nou să facă o comparație. Ceea ce face presa de multe ori, adică arată diferențele, pentru că altfel doar pe vorbe nu știm exact dacă au scăzut, cu cât au scăzut și unde au scăzut prețurile. Bun, în ceea ce privește presiunea care vine din Ucraina, am să fiu un pic cinic. Acum, în calitate de consumator, eu n-am decât să mă bucur să știți că Ucraina ne dă produse mai ieftine. Acum, despre calitate, despre standarde, e altă discuție, dar atâta timp cât ai o presiune pe niște produse mai ieftine, piața te obligă să te duci pe prețuri mai mici. O să vedem dacă va funcționa această presiune la nivelul și dacă va fi și o scădere de prețuri care, sau, mă rog, o presiune pe prețuri care să vină din Ucraina, din Ungaria, din Bulgaria, din Germania sau din alte părți. Pentru că asta este realitatea pieței și a vieții pe care o trăim astăzi, adică economic vorbind, știți? E o piață liberă, sigur, Ucraina intră în ea de pe alte considerente, dar piața europeană este o piață de mișcare liberă. Dar există riscul ca unii să fie scoși din joc în acest context? Există riscul, da. Există riscul ca fermierii români, polonezi sau bulgari să aibă probleme mari dacă prețurile sunt așa cum sunt. De altfel, dacă ne uităm pe... Păi și când se termină conflictul din Ucraina cu noi, cum rămâne? Dacă acum ar fi un avantaj conjunctural cel despre care vorbiți, nu? Sigur că da. Dar asta îi obligă pe fermieri și pe procesatori să devină mai buni, mai performanți, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să... Ceea ce știm însă la nivel oficial este că acum suntem într-o perioadă în care doar tranzitul este permis. Uh-huh. Mă refer aici la cereale prin România și prin țările învecinate. Da, o secundă, adică... să intervină domnul Gheorghe. Da. Rudi, am o completare, pentru că suntem și buni prieteni. Trebuie, e foarte frumos când spunem că importul este interzis. Statistica mea spune altceva. Statistica mea spune așa, în ultimele 16 luni am avut o medie de import în România de 270.000 de tone de produse ucrainene. Și repet, 16 luni, adică până în 15 iulie e făcută statistica mea. Între 1 mai și 15 iulie am avut un import de 210.000 de tone pe lună de produse ucrainene. Cum adică este interdicție la import în timp ce eu import în continuare din Ucraina? E o mare semn de întrebare la care nimeni nu dorește să dea un răspuns. Mai am o întrebare. Mai am o întrebare. De ce oameni buni nu controlați frontierele? De ce ANAF-ul nu controlează frontiera? Pentru că acolo se prezintă, toată vara trecută s-au prezentat facturi înjumătățite la preț asupra produselor pentru a plăti un TVA mai mic, da, de rigoare la importul în România. Partea, jumătatea cealaltă se plătea printr-o firmă din Dubai. Nimeni nu controlează. Nimeni. Ministerul Agriculturii a spus la vremea aceea, păi nu e treaba mea, e treaba ANAF-ului și uite așa se plimbă de la unul la altul. Sunt niște măsuri... de acord, Cezar, doar o intervenție, scuză-mă. Mi-e teamă că, din câte declară premierul Ciolacu, ANAF-ul se ocupă de să duce să vadă dacă, sau îi trimis să vadă dacă au scăzut prețurile. Probabil că ceea ce spui tu pe bună dreptate
nu vede nimeni, ceea ce sigur că aici nu este în regulă. Suntem de acord cu treaba aceasta. Da, și cum eu import în continuare? Și da, încă o remarcă am și da. Tot în suportul ce-au spus de tine, spun atât. Da, ok, ar fi mai ieftine produsele ucrainene, dar noi suntem în Uniunea Europeană, avem reguli, proceduri și norme în ceea ce privește da. Producerea lor față de mărfurile ucrainene. Concluzii, Constantin Rudnitsky, în contextul în care toată lumea așteaptă ieftiniri, la ce să ne așteptăm din toamnă? Scurt. Vom vedea, pentru că ieftinirile nu se fac cu ANAF-ul la ușă, nu se fac nici cu ordonanță de urgență, se fac pe baza pieței. Da. Dacă piața funcționează, atunci vei avea și ieftiniri. Mulțumesc foarte mult, Constantin Rudnitsky, Cezar Gheorghe, vă mulțumesc pentru prezență, pentru discuție. Revenim după pauză cu un alt subiect. Am revenit și vedem că România e în pragul unui dezastru demografic. Aproape 50.000 de români au plecat definitiv din țară anul trecut, cel mai mare număr din ultimii 30 de ani. Prin comparație, în ultimul deceniu, din țara noastră au luat calea străinătății 250.000 de români, adică echivalentul populației unui județ de dimensiuni medii. Lor li se adaugă și cei temporari, adică cei români care pleacă să muncească în străinătate sau la studii, dar care apoi se întorc în țară. Tot statistica ne arată o Românie în declin demografic accentuat. Față de acum 10 ani, am pierdut peste 1 milion de locuitori. O altă problemă este îmbătrânirea populației. Vârsta medie a crescut de la 40,6 la 42,4 ani. Care sunt cauzele, care sunt consecințele, cum va arăta România în următorii 10 ani? Despre toate acestea discutăm cu Doru Dima, specialist resurse umane. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Și sociologul Ana Bulai. Vă mulțumesc, doamnă! Bună ziua! Doamna Bulea, să încep cu dumneavoastră și aș vrea să vă rog să ne faceți o radiografie de moment a situației, punând pe hârtie argumentele pentru care România e o țară din care să pleci. Sigur că principalul argument vine din faptul că românii, și paradoxal este un argument care ne favorizează, românii sunt foarte adaptabili, au plecat pentru că au existat resurse de a pleca, românii învață repede o limbă străină, se adaptează repede regulilor și sunt mai civilizații decât vrem noi să recunoaștem. Sigur că au plecat și pentru că sunt condiții foarte bune sau mult mai bune în străinătate, mai ales în ceea ce privește sistemul medical și de educație a copiilor și, sigur, locuri de muncă mai bine plătite. Au plecat și pentru că suntem o țară xenocentrică și avem un concurs național de a ne înjura propria țară și valorizăm foarte tare ce este afară, iar acest lucru poate ar trebui să se schimbe și sigur și pentru că țările de primire au avut și au fost pregătite cu facilități pentru imigrare, cu cursuri de limbă, cu suport juridic și nu în ultimul rând cu permise de muncă, ce au facilitat integrarea pe piața muncii a majorității românilor aflați la muncă în străinătate. Sigur că avem în principal și pe termen foarte scurt, consecințele acestor plecări sunt vizibile nu doar în ceea ce privește declinul demografic. Avem aproape 500.000 de copii care au experiența plecării la muncă a unui părinte în străinătate pe termen măsurat în luni și aici ar trebui ca statul să fie mult mai riguros în ceea ce înseamnă delegare de drepturi parentale, pentru că acești copii constituie o problemă a asistenței sociale la nivel național și a sistemului educațional pe care o vom trăi toți. Avem, de asemenea, problema vârstnicilor rămași în țară și, din nou, aici statul ar trebui să fie mai riguros și să îndrepte cumva codul civil în vederea întăririi acestei responsabilități față de vârstnici, pentru că, vedeți, ei rămân în grija comunităților locale, primind un telefon o dată pe an și cu copii sau nepoți care vin doar la mormântare și la preluarea drepturilor succesorale. Ori nu este neapărat normal acest lucru și statul ar trebui să regleze această responsabilitate. Și nu în ultimul rând, statul ar trebui să
faciliteze schimbări ale rezidenței fiscale pentru cei care sunt real și muncesc în străinătate și stau acolo, pentru că în afară de cei 50.000 de români pe care noi îi vedem cu mutare de domiciliu în fiecare an, mai avem probabil încă 1,5 milioane, chiar 2 milioane de români care locuiesc de facto în altă țară din Uniunea Europeană, dar care încă se păstrează în acte în România, beneficiind parte și de niște facilități fiscale, chiar de alocații pentru copii în această țară, și care nu își mută domiciliu de cele mai multe ori din cauza birocrației. De aceea ei nu apar nici în recensământ, de aceea noi avem probleme și în ceea ce privește declararea anumitor parametri, anumitor coeficienți, indicatori de țară, etc. Nu în ultimul rând ar trebui să ne uităm și să decidem la nivel național care sunt zonele de imigrare, care sunt țările sursă pentru România, pentru că, așa cum ați spus, România nu mai are resurse să se redreseze demografic din propria populație. Trebuie să importăm forță de muncă, trebuie să importăm oameni tineri, familii tineri. Ceea ce deja se vede, acest import de forță de muncă. Da, dar se vede haotic și România nu are niciun fel de facilități pentru acești imigranți și am putea să dăm exemplu de felul în care suntem și în continuare nepregătiți, deși au fost ucrainieni pe aici, deși iată că încă vin din Asia, Orientul îndepărtat și chiar din Nordul Africii oameni să lucreze pe aici. Deocamdată nu avem o politică de țară, nu sunt cursuri de limbă română, nu sunt facilități pentru integrare pe piața muncii, nu sunt facilități de cazare pentru imigranți și multe altele. Da, Doru Dima, specialist în resurse umane. Domnule Dima, a enumerat doamna Ana Bulai câteva dintre calitățile românilor despre care se vorbește peste tot în momentul în care ajungi într-o țară străină. Cei de acolo spun că românii sunt adaptabili, sunt muncitori, vorbesc bine și repede limbi străine, asimilează repede limbile străine. Având toate aceste calități, unde eșuează țara în a-și ține cetățenii acasă? Păi, țara eșuează din foarte multe puncte de vedere. În primul rând eșuează pentru că nu suntem în stare să ținem sub control economia subterană. Ce înseamnă asta? Sau la ce mă refer? Faptul că noi nu reușim să controlăm în ce măsură peste jumătate aproape din populația activă a României trăiește pe acte, pe salariu minim, pe economie. Normal că oamenii vor să plece din țară și vor să ducă la mai bine. Este logic și este natural. Dar problema este că țara noastră ar trebui să sprijine oamenii punând mai multă presiune pe cei care fac evaziune și sunt o groază în țara asta, astfel încât o companie să nu mai se ducă cu prețurile într-o anumită zonă atâta timp cât plătește la negru sau plătește salarii foarte mici, iar productivitatea lor practic este foarte scăzută. Pentru că aici este problema. Noi ca țară în Uniunea Europeană suntem cu una dintre productivitățile cele mai mici. Având productivitatea mică, nici salariile nu sunt competitive. În condițiile în care creștem productivitatea și aducem și cu salariile unde trebuie și începem să mai plătim și taxe și impozite pe bune, toate acele companii care astăzi nu respectă sau se plimbă pe lângă legislație vor dispărea și vor rămâne acele organizații care vor fi în stare să plătească un salariu de așa natură încât să-i țină pe români aici. Problemele de fapt sunt mult mai complexe. Gândiți-vă că acum 30 de ani o generație în România avea undeva la vreo 800.000 de tineri. Astăzi suntem undeva la vreo 180.000. Deci vă dați seama că este de aproape 5 ori mai jos. Pe de altă parte, mai avem niște probleme. Noi ne uităm acum că pleacă românii. Nu pleacă, ei se întorc, de fapt, acolo unde erau. Pentru că în perioada de COVID au venit în țară, conform de Economist, vreo 1.300.000 de români. S-au întors, conform Financial Times, vreo 1.000.000. Conform statisticilor statului român, care nu există, tot vreo 1.000.000. Și atunci aceștia pleacă înapoi. Dacă vă uitați un pic ce vor tinerii, o să vedeți că jumătate dintre cei care termină liceul vor să plece din țară. Iar noi, practic, nu îi ajutăm cu nimic, mai ales când dăm zvonuri de genul
s-ar putea să-i taxăm pe românii plecați în străinătate și în România. O să creștem taxele în această țară. Practic, exact cum spunea și doamna Bulai, la noi este un haos. Nu există o politică coerentă vis-a-vis de angajat, de traiectoria profesională, de cariera unui tânăr. Dacă îl întrebi pe un tânăr cam unde te vezi tu peste 10 ani, toți sunt în ceață. Pe de altă parte, mai avem o problemă foarte mare și aici cred că sociologii o știu cel mai bine. Noi avem un decalaj de vreo 10 ani în ceea ce înseamnă dorința de a face copii. Adică, dacă ne uităm un pic, o să vedem că vârsta la care o mamă devine mamă, o doamnă, o femeie devine mamă, se duce foarte mult după 30 de ani, din ce în ce mai mult. Dacă înainte eram pe la 20 și, acum suntem la 30 și. Ei, acest 10 ani o să-i acoperim peste vreo alt 10 ani. Asta este iar o altă mare problemă la care noi ne uităm. Faptul că din punct de vedere cultural noi ca națiune ne-am schimbat enorm de mult și dorința de a face copii vine după ce am o stabilitate în care fiecare părinte, că este într-o asociere de tip căsătorie sau nu, își dorește să aibă siguranța faptului că poate să-și crească acest copil. Iar atâta timp cât tot ceea ce se întâmplă în țară nu te încurajează, tind să duci, să împingi decizia de a avea copii. Și da, atunci, bineînțeles, apar toate aceste probleme. Spuneți, doamna Bulai, că haosul e cuvântul de ordine în gestionarea problemelor de ordin intern, ceea ce îi face pe români să ia calea străinătății. 50.000 au plecat într-un singur an. Dacă continuăm în același ritm, cum vedeți situația în decurs de 10 ani, în contextul în care sunt deja voci din piața resurselor umane care spun că dacă n-am avea forță de muncă din străinătate, am intra în colaps și astăzi? Sigur că da. Noi ne mirăm constant de vreo câțiva ani că țara este în haos. Ne-a spus însuși președintele că suntem un stat eșuat. Aproape că este redundant de fiecare dată când mai aducem încă un argument în susținerea acestei afirmații chiar de la vârful administrației prezidențiale. Sigur că declinul demografic este îngrozitor și depopularea se va vedea nu doar în forță de muncă, ci și în declin economic macrostructural. Pentru că dacă nu mai are cine să muncească, nu are cine să producă pentru serviciile sociale, inclusiv educație. Din lipsa de productivitate, de care s-a vorbit anterior, rezultă și lipsa de resurse pentru dezvoltare. Sigur că fără un stat sănătos la cap cu politici coerente, inclusiv valul de emigrare va fi un val întâmplător care va genera conflicte sociale, chiar asperități în interacțiunea între noi veniți și vechii oameni din această țară, asperități pe care, iată, și țărilor dezvoltate cu istorie colonială le-a fost greu să gestioneze. Franța, Anglia, Spania, Germania, iată, au probleme cu emigranții lor, deși, așa cum am spus, au avut un sistem foarte bine pus la punct. Noi care ne uităm mirați că vin emigranți să facă curierat în marile orașe, ne vom uita din ce în ce mai mirați că vor veni și ne vor înlocui cu totul, da, pentru că, repet, nu avem politici coerente și consistente. Și în al doilea rând, trebuie să spun că natalitatea într-o țară nu ține doar de o politică de tip contabil. Nu doar cu bani motivezi o țară să facă, să-și crească mai mulți copii și să facă mai mulți copii, ci și cu valorizarea ideii de copil. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate nu mai avem timp. Le mulțumesc invitațiilor. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem cu alte subiecte la Talk B1 la ora 13. Până atunci vin știrile prânzului cu Dan Gabor.